fără să nu mă nedmă. Că n-ai bani să mă plătești, mă. N-ai lacrimi să mă jelești și nici flori să mă împerești. N-ai lacrimi să mă gelești și nici flori să mă înverești. Dunăre, dunăre, nu mai venitul dure. Iată, m-a ajuns și la Zimnicea, locul cel mai sudic din țară, pe braț albastru de Dunăre, acolo unde s-au găsit vestigii ale cele mai vechi cetăți getodacice din Muntenia. M-a adus aici scrisoarea învățătorului Ion Peșa, în care îmi vorbea despre călușarii copilăriei lui, despre lăutare de odinoară, despre țiteră, instrument uitat de toată lumea, dar care este cel mai aproape de suflet. Dunăre, Dunăre, să nu... Era instrument cordofon, destul de rar folosit de români, este venit la noi pe filiera austro-ungară, chiar dacă etimologic cuvântul vine din limba germană. Este compusă dintr-o cutie de rezonanță cu 3-4 coarde de metal acordate la unison, puse în vibrație prin atingerea cu o pană, lamă, ori cu un inel de os sau de metal, care se scurtează cu o bucată de lemn. Cum de-a ajuns țitera până Zimnicea? Păi, a ajuns pentru că eu din origine sunt în zona Conțeștului, pentru că știți cum se transmite, așa cum se transmit poeziile și cântecele oral, așa se transmit și instrumentele. Cineva din zona Ardealului a venit și a cântat aici și s-a înmulțit, pentru că el se poate construi de om, nu de un meșter priceput care poate să-l cioplească, să-l aranjeze și la început oamenii nu aveau instrumente cumpărate, confecționate. Și ce le făceau ei? Cum se cântă la țitără? Se folosește un lemn pentru a apăsa între grifurile instrumentului, o pană flexibilă care să se atingă corzile și se formează notele. Nu, din cântați-ne o sârbă, de exemplu. Știți ce se întâmplă la acest instrument? Nu se pot cânta orice fel de cântece, pentru că nu se poate acorda într-o anumită tonalitate. Așa. Deci, anumite cântece se pot cânta, altele nu se pot cânta. Ce se poate cânta pe țitără? Da, vreau să vă cânt ceva, da? Da. Pentru Ion Peșa, țitera este alinare și amintire, cântă cu ea pentru el și pentru elevii lui. Este pariul făcut cu moda nemiloasă și schimbătoare, cu timpurile tulburi pe care le trăim.
muzicanții împrășteați prin toate cârciumile zimnice, fiecare cu povestea și cântarea lui. Am reușit până la urmă să ne adunăm acasă la Florina Vlad, să vedem de unde începe și unde se sfârșește muzica de pe aici. Ion Victor Botezatu zis Iuri a venit cu țambalul mic, noul meu prieten învățătorul Peșa, cu țitera, iar cu acordeon Ionuțe Nicolae zis Bărăgan, deloc de pe la Mavrodin, dar stabilit în zimnicele în urmă cu mulți ani. Am avut un... Bărăgan. Un muzicant care cânta cu contrabas. Așa. Și noi îi ziceam neatiti. Și văzând dreptul meu de muncă, îmi cer scuze pentru treaba asta. Mi-a zis, ce nu te mai oprești, obosiste și el acolo, lăutare. Și mi-a zis, mai oprește-te, mă, că nu ești pe Bărăgan ai, mă. Prea mult, ne dor mâinile și pe noi, e. Și atunci mi-a rămas numele Bărăgan. Bărăgan. Și toată lumea te știe pe aici de Bărăgan. Bărăgan. Exact. Dar pe numele netale adevărat... Dulceanu Ionita Nicolae mă cheamă pe mine. Luceanu? Dulceanu Ionita Nicolae. Trei ai. Vezi, sigur trei. Că da. Și cu Bărăgan. Din moștenitori, din moștenitorii cei care v-am spus mai înainte. Cine mai zise în instrumente în familia netale? Vioară, țambal. Cine o zis? Contrabas. Cine? Tata netale o zis? Unchiu Costică Dulceanu, Stănică Dulceanu, Dulceanu Alexandru, Vioară Dulceanu Lele Vioară, Dulceanu Badea Țambal, Dulceanu Gheorghe cu țambal, Dulceanu Dore contrabas. Au fost mulți muzicanți aici. Mulți, mulți maestre, care eu am și o carte cu ei, i-am pe coperta cărții alea. Și ții acolo acasă și... Taraful din Mavrodin, scrie pe taraful carte, Taraful din Mavrodin. Eu din familia aia sunt. Ma ce cântați atunci cu Taraful din Mavrodin? Foaie verde, trei cuilate, trei lume nu se poate. Hai să scape, nu de moarte, să-n tinerească, nu poate mă, să le iubească pe toate. Trebuie să treacă mult timp până când lăutarii au început a se întrece în cântări și povești. La început doar Ghiuri era mai vorbăreț, pe când Ionita zis Bărăganu mă studia printre gene să vadă cu cine are de-a face, iar Ion Peșa era încă sub imperiul emoțiilor primei întâlniri. Câte omul tinerelu, dorul se ține de el. Nu-mi bătrânești ca mine.
toamna, primăvara, o voce mă, și tot tine te găsesc. Ce să alegi de lăutăria asta? Vedeți, uite, eu v-am aflat aici cu un țambal, cu o țiteră, cu un acordeon. Ce ziceți? Ce-a fi de lăutăria asta? Păi, datorită la ceea ce fac, ce-am făcut, pentru că am și o vârstă foarte înaintată, maestre. La câți ani? Am 62 de ani. A, păi ești tânăr, ce zici? Și eu, datorită la meseria asta, am crescut 5 copii. Muzicanți așa, cum se întâlnesc ei între ei, mă zice, hai să zic eu una de la suflet. Mie tata, dacă ar ști să zice un cântec de la suflet, ce ai cânta acum? De la suflet, așa. Ce ai cânta? Ce-ți vine pe suflet? Nici de țară. Au preluat muzici din tot locul, iar apoi le-au cântat după inima lor și după inima celor care i-au ascultat.